Ați avut probleme penitenciare, domnule Copăr? Nu, vreau să spun, la această întrebare, vreau să vă spun ceva. Am un respect aparte și o considerație aparte pentru acești oameni, de la simplu agent care lucrează în penitenciar până la comisar șef, director. Sunt niște oameni deosebiți care își dedică viața acestei activități și nu este o viață simplă. Ei fac mai mult de 40%, fac pușcărie și ei. Sunt niște oameni deosebiți. Deosebiți pentru care am respect. Sigur că mă simt rușinat.